Cazul a intrat în evidența instituției printr-o sesizare primită de la Primăria Regea Cristul și, bineînțeles, și autosesizarea prin articolele de presă care au apărut în cursul acestei zile. S-a procedat la evaluarea situației în regim de urgență, în sensul că o echipă de specialiști de la nivelul direcției a plecat să evalueze direct în familie situația, având în vedere că mama mai are un copil în jur de aproximativ 2 ani. În funcție de rezultatele evaluării, coroborate cu rezultatele cauzelor care au dus la decesul bebelușului, vom avea decizia finală ce se va întâmpla în continuare cu această familie și în special cu copilul. Ieri, în jurul orei 8 dimineața, Poliția Municipiului Dej a fost sesizată prin apel unic de urgență la 112 cu privire la faptul că în dispensarul medical din localitatea Recea Cristul se află corpul neînsuflețit al unui copil în vârstă de 2 luni. Acesta a fost transportat la Laboratorul de Medicină Legală Cluj în vederea efectuării necropsiei. În continuare se efectuează cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care a survenit decesul copilului.